Deci, zilele astea am fost pe la un prieten care se întâmplă să aibă o pisică și încă una retardată rău, frate! Și nu mă înțelegeți greșit, eu iubesc animalele, o am pe Tessie în pula mea, dar Tessie e câine. Pisicile, pe de altă parte, parcă au ceva în ele malefic, ceva ce nu e ok, ceva ce m-ar face să mă gândesc de două ori înainte să mă culc cu una în cameră, că cine știe că ni se scoală ei să mă sufoce cu o pernă sau mai ușor să-mi taie beregata. În fine, trecând peste părțile astea creepy legate de mâțe, voi v-ați gândit vreodată cum gândesc ele de fapt anumite lucruri? Ei bine, eu da și... oh, nu, încă regret totul. Ce dimineață minunată, numai bună să mă cul la loc. Mi-e foame, fuck, nu e mâncare. Ba, pula-n leneșul ăla care niciodată nu mi-o pune la timp. Mă duc să-l omor și după să mănânc tot ce a lăsat prostul prin frigider. Da, sună bine, bun plan, bate palma. Ei, vaza asta nu era aici până acum, nu? O fi cumpărat-o asta să o înlocuiască pe aia pe care am spart-o cu una mai rezistentă? Ups, apare nu și asta e la fel de căcat ca prima. Poate așa se învață și el minte că data viitoare să cumpere unele mai bune. Dă banii pe prostii în loc să-mi ia mie mâncare. Vreau să dorm. În pătuțul ăla de 3 milioane care mi l-a cumpărat acum o zi sau în cutia aia împuțită cu pantofi? Eh, în viață mai trebuie să faci și sacrificii, frate. Ei, ce dracu fac astea aici? Se rup, ești nebun? Ups. Frate, nimic nu rezistă în casa asta de căcat. Oh, bine că mi-am amintit că tot vorbeam de căcat. Uite, acum literal vorbim casa asta. Chiar e de căcat. Așa, oh, da. Bă, ce pula mea face înșerte ca și mijlocul casei? Tocmai ți-am făcut loc în baie, tu-s morții, tăi de muță retardată. Bă, căcatule, numai tu să te caci în baia de sinistrați în pula mea, t-ai văzut cum arată tedrecu. Eu sunt drasă, nu ca tine, corcitură de om ce ești. Miau. A, ce drăguță e, bine, bine, nu-i nimic. Dar să nu mai faci. Ok, între timp o să mă duc eu să fac ceva de mâncare. Ce? Repetă. Ai zis mâncare? Stai așa, șefule. Știi că chiar pot să mă cac în baie? Adică n-am nicio problemă, de fapt. Atât timp când ai mâncare, totul pentru tine, șefule. Totul. Orice vrei tu, orice vrei tu. Doar de mâncare. Doar de mâncare. Peste o oră. Haide! Frate, dă și mie mâncare! Dă și mie! O, dă și mie! Ai, frate, uite cât ai acolo, dă și mie, că pot să-mi dă și mie un biga. Să-mi ba pula de nu ți-o fur din farfurie că nu ești atent. Ha, vezi tu. După altă oră. Na, tu-s morții tăi. Așa greu să-mi dai din prima. Trebuie mereu de fiecare dată să facem chestia asta. Eu mă plâng, tu mereu după o oră. Nu mai bine scăpăm de toată prostia și mai bine îmi dai mâncare din prima și tu mănânci ce mi-ai pus mie în farfurioară. Facem așa? Mă duc să mă culc. Bun pat, bun pat. Sper să visez curve care mă fut. S-a culcat. Atunci cred că ar fi bine dacă m-aș juca un pic cu pierderile alea. Că da, să simt și ele singure. Sau să se mai bine cu vazele. Că parcă s-au mulțit în ultima vreme. Ia hai să le număr eu din nou. Una. Ups. Dacă ai spart cumva altă vază, mă jur de nu te arunc pe geam de muță blestemată. Miau. Arăs pe pula, nu? Miau. Și ăsta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți animații de genul, fiți siguri că ați lăsat un like. Vă mulțumesc pentru tot suportul vostru. Sunteți cei mai fucking tari. Ultimul video a făcut peste 12.000 de like-uri. Ce pula mea se întâmplă cu voi? O, Doamne, dacă văd că și videoul ăsta face o grămadă de like-uri și că vă place, o să mă asigur că următoarea parte o să ajungă la voi cât mai rapid. Scrieți de asemenea în comentarii acum despre ce youtuber de căcat în afară de mine vreți să fac o parodie și va fi aici cât ai zice pește. Te-ai prins? Pește? Pisică? Și nu uita să vă abonați pentru a face parte din legiune, iar de asemenea ca bonus pentru fiecare persoană care a lăsat un like și s-a abonat de la mine pentru el sau ea. Ultimul model de Audi R8 l-am primit ieri prin poștă cu elicopterul, l-am pe bloc și na, nu prea am ce face cu el. Așa că de ce nu? Un like și este tot numai al tău. Apeși efectiv like și BOOM! Direct cea mai tare mașină la tine în garaj și dacă n-ai garaj la tine în pace, dacă n-ai nici pat, nici garaj și dacă vrei să nu distrugi patul, poți să-l ai în fața blocului sau casei unde vrei tu, da? Ia-l tău, poftim. Vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți cei mai tari și ne vedem în episodul următor la 3, ca de obicei, al Paca King Out.
1, 2, 3. A, și vedeți că au apărut tricourile pentru voi, dar nu fac chestia asta încă oficial, gen nu o spun la început de video sau ceva încă, pentru că vreau să fac un video special pentru asta, așa că doar fanii adevărați, veteranii cu medalie în piept de alpaca, care au rămas până la sfârșit, vor ști de chestia asta, deci da, intrați și vedeți ce dracu e pe acolo. M-am chinuit destul de mult să fac modele frumoase, nu ca ceilalți youtuberi care gen își pun logo-ul pe un tricou și cea gen gata frate, gata, e frumos ca pula. Ceau că fă! Lots of candles. Let's get to business. I don't ever fucking ramble.